Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de azi vom construi un kit de amplificare audio cu integratul chinezesc YD1028. În interiorul acestei capsule sunt două amplificatoare audio în clasă B. Parcă am un deja vu. Dacă mai țineți minte, și în cazul acelui kit 2.1, prezentat într-unul din clipurile mele anterioare, integratul de amplificare pentru sateliți era tot în clasă B. Asta mă duce cu gândul la răspunsul în frecvență. Nu vă spun mai multe, așa că haide să începem construirea unui kit cu acest integrat. Să vă arăt și spatele acestui integrat. A fost achiziționat de pe AliExpress, o să vă pun link în descriere, deși nu fac reclamă. Să vă arăt și PCB-ul. Acesta este. Spatele lui. Pentru că nu avem rezistoare în circuit, vom începe cu acele condensatoare din poliester. Iar acum condensatoarele electrolitice. Să continuăm cu acei conectori. Iar acum, componenta principală, integratul YD1028, în zona asta. În mod normal, recomand să se lipească când e pus de radiator, când e fixat PCB-ul și integratul de radiator. Dar în cazul acesta e doar pentru test. În sfârșit, kitul cu YD1028 a fost asamblat, componentele lipite pe acest PCB, din câte se vede, spatele. Am atașat conductoarele, intrarea audio la placa de sunet. Bineînțeles că am mai testat înainte, așa că eu vă recomand să testați pe un difuzor de care nu vă pasă. În caz de acel circuit, acel integrat este defect și dă curent continuu pe ieșire și alte chestii. Însă eu l-am testat și totul în regulă. Am pus pe acest radiator, consider că este arhi suficient pentru acest integrat. Voi alimenta montajul la 12V. A fost alimentat, dar mare atenție ce am observat eu, că dacă nu puneți nici un jumper, nu închideți circuitul pe partea de mute, standby și mute, practic va fi pe mute. Când puneți un jumper, el intră în standby. De fapt, invers față de alte integrate. Curentul de mers în gol, nu v-am spus la kitul anterior, acesta este de 26 de mA. Pornim muzica. Activez și basul în cazul acesta. Ca să spun sincer, mi se pare în regulă, cu totul pe flat, adică fără niciun reglaj de ton, pare că lipsesc frecvențele joase. Mare atenție că e posibil să mă înșel, însă am senzația că răspunsul în frecvență ar fi unul bun.
Mă rog, asta e doar... Depinde de urechea fiecăruia și de boxele pe care le folosești. Cred că are un răspuns în frecvență destul de bun, cred eu, dar vom vedea. Să măsurăm puterea acestui integrat YD1028. Am alimentat montajul la 12V. Să vă arăt. Aproximativ 12V. Generatorul de semnal, din câte se vede, a fost pornit. Hai să reglăm un pic mai fin frecvența. Lăsăm atât. Ca de obicei, puterea se măsoară la 1 kHz. Impedanță de 4 ohmi. Practic sunt două rezistoare de câte 8 ohmi în paralel. Să creștem amplitudinea. Și a intrat în clipping. Ok, asta e clipping. Hai să spunem pe undeva pe la 10V la vârf, deși se pare că e mai puțin. Mai degrabă 9,5. Hai să spunem 10V la vârf. Am deconectat un rezistor, de data aceasta avem pe 8 ohmi. Aici intră în clipping aproape de 10,5V la vârf. Da, cu aproximație. Am alimentat montajul la 18V. Să vă și arăt. Deși e cam la limită, asta pentru că am pus condensatorul de filtrare la tensiunea de 16V. Ok. Să vedem unde intră în clipping. A intrat deja. Cam 13,5V la vârf. Și pe 8 ohmi. Creștem amplitudinea. A intrat în clipping pe undeva pe aici. Pe undeva aproape de 14V la vârf. Ca referință o să reglăm la 1 kHz și spre 6V la vârf. Lăsăm pe aici. Observăm că la frecvență mică, de undeva pe la 20 de Hz, de pe la 20 și atenuează destul de mult, iar foarte mult. În loc de 6 avem 1,3 cu aproximație. Să mărim frecvența. Ca de obicei, amplitudinea începe să își revină. Și la 120 și ceva de Hz încă atenuează destul de mult. Să vedem unde începe să-și revină complet. Abia pe la 4500 pare să-și revină complet, da, 4500. Deci sub 400 și ceva de Hz cam atenuează. Hai să vedem mai departe. Aici este în regulă. Mai departe. Amplitudinea este în regulă și da, este bine, este liniar. Deci doar pe frecvențe joase este problema. Să tragem și concluziile în privința integratului YD1028. Am calculat ce putere avem în funcție de tensiunea de alimentare și impedanță, 4 sau 8 ohmi. Observăm că la 12V avem pe 4 ohmi aproximativ 3W, pe 8 ohmi aproape de 2W, iar alimentăm circuitul la 18V, pe 4 ohmi aproape de 6W, iar pe 8 ohmi puțin peste 3W. Recomandarea mea ar fi să se folosească pe 4 ohmi, deoarece avem putere mai mare, mai ales alimentând spre 18V, puterea e acceptabilă. Oricum, pentru un integrat așa de mic, chiar nu e rău deloc. Mai ales că, în privința răspunsului în frecvență, situația stă destul de bine, zic destul de bine, deoarece pe frecvențe de sub 400 de, cu aproximație 400-300 de Hz, cam atenuează destul de mult. Da, eu am respectat ce scrie în datasheet. Am vrut să văd ce pot scoate din acest integrat, dacă respect ce scrie în foaia tehnică. La sfârșit, aș vrea să testez și funcția de mute și standby, deoarece era să o uit. Pentru început să dăm play la muzică, deocamdată este în standby, da? Dat puțin drumul la muzică. Pentru a activa funcția de mute, trebuie să scoatem acel jumper din zona asta. Da?
Acum e pe mute. Dacă punem jumperul, funcția de mute se dezactivează. Încă o dată. Da. Și cam aici să termin acest clip privind testarea acestui integrat chinezesc. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!